Astăzi presa a anunțat despre constituirea unei comisii speciale parlamentare care va identifica măsurile necesare pentru depășirea crizei în domeniul agricol. Deci, acest proiect de constituire a acestei comisii speciale a fost votat de 76 de deputați, inclusiv, Foarte bine. Da, inclusiv deci de deputați din opoziție plus deputații din majoritatea fracțiunea PAS. Și inițiativa, mă rog, a venit de la fracțiunea comunistilor socialiștilor, este motivată de situația de sector agricol, urmarea condițiilor mediu din primăvara-vara acestui an. Și în, 90, în termen de 90 de zile, această comisie trebuie să vină în Parlament cu un proiect de act normativ și un pachet de măsuri pentru depășirea crizei în domeniul agricol. Eu, când am citit știrea asta, m-am gândit, adică cam de ce Parlamentul se apucă să facă o comisie specială ca să rezolve problemele legate de. Parlamentul criză. nu rezolvă probleme. Parlamentul se implică procesul de analiză a da. problemelor. Am, da, am înțeles. Da. Da. Noi avem un minister. Da, exact. Și, am și, un mini și un ministru. De ce a fost nevoie încă și de această comisie? Eu are, deci, primul lucru la care m-am gândit este că, bun, opoziția este critică, dar m-am gândit că și deputații din PAS nu sunt sigur că vă descurcați cu munca dumneavoastră. Nu neapărat. Deci, în primul rând, Parlamentul Republicii Moldova sunt reprezentanții poporului și au voie să facă comisii cât da. eu chiar mă asta bucur asta de loc înseamnă că asta e un vot de încredere pentru Ministerul Agriculturii mm. sub nicio formă. Uh, în al doilea rând, evident că eu am să merg la aceste ședințe, să vorbesc cu colegii din Parlamentul Republicii Moldova, să le spun despre măsurile care sunt uh, începute și ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova pe dimensiunea agriculturii. Și este foarte bine că deputații din Parlamentul Republicii Moldova sunt interesați de agricultură. Da, domnul ministru, haideți să clarificăm. Deci dumneavoastră ați luat niște măsuri, ca și minister, dumneavoastră ca și ministru, pentru a rezolva criza legată de secetă, mai înainte am avut și calamități naturale. Ați făcut niște lucruri. că Nu ați stat să așteptați Parlamentul să vă zică nu. Deci, acum, faptul că deputații din PAS au decis să voteze crearea acestei comisii, să se implice în ea ca să da. caute soluții, ce de fapt înseamnă că înseamnă nu o comisie. sunt. Câteodată o comisie înseamnă o comisie? Parlamentarii vor să fie informați despre deci, ce se întâmplă din prima sursă. Adică și eu cred de că că sunteți eu am participat. Sursă. Da, exact. Și eu am să merg în Parlament pentru că sunt toți ceilalți deputați, din ceilalți ei sunt aleși și poporul. Uh -huh. Și au dreptul să fac Eu singur am participat în nenumărate comisii. Este prima dată când văd o comisie care să... a care să. Um... Nu este adevărat, eu am fost de două ori deputat. Eu am participat în, într-o mulțime de comisii, în calitate mm -hmm. inclusiv și pe probleme no. de orice gen. Comisii sunt și eu, am văzut da. multe și de anchetă și de verificare și de alte lucruri și de evaluare. Eu vorbesc de o comisie uh, creată în actuala legislatură, uh, legislatură care să se, se referă uh, la un domeniu de activitate pe care un mandat de responsabilitate o are un ministru al dacă înțelegeți ce vreau Toți să sunt responsabili în fața poporului și deputații inclusiv. Deci, dumneavoastră, nu credeți că s-ar putea lăsa cu o cerere de, casă ca să demisionați? De partea cui? A, comisiei. Să zic să constate că dumneavoastră nu vă faceți bine munca. Eu nu pot să presupun ce o spun colegii din opoziția parlamentară. Nu. Mă refer dar... la colegii dumneavoastră, în primul rând, din deci eu prima dată aud astfel de păreri din partea noastră, dar o comisie parlamentară înseamnă o comisie parlamentară, doamna Marea. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Marea să. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.